motivezi să mergeți la un control, chiar dacă poate ca și mine vă gândiți că... Văd că se montează căsuțele pentru târgul de Crăciun. De asta, ce-ar fi să mă mut? Am venit până sus și vreau să mă pun de cusut. Am început vlogul de dimineață cu o programare la dermatolog după ce am lăsat copiii la grădiniță. Am în mijlocul zilei de grădiniță a fost programarea asta, adică de la 11, ceea ce a însemnat că am dus copiii la grădiniță, n-am avut timp să mă întorc acasă, am venit direct în oraș, a trebuit să pierd puțin timp, o să vedeți că am intrat în niște magazine, după care la fel m-am gândit că va trebui să pierd timpul până mă duc să iau de la grădiniță, că n-are rost să mă duc pe acasă. Văd că se montează căsuțele pentru târgul de Crăciun. Nici nu mai e mult. De fapt, cred că începe acum câteva zile. Nu știu dacă v-am mai zis, dar până să se nască Milan, eram și eu în fiecare an într-o căsuță din asta și îmi vindeam pernițele și jucările făcute de mine. Și de aia și începusem un vlog și eram super motivată, pentru că mă gândeam că după aia o să intru prin magazine și o să vă mai arăt una alta, plus că mai trebuie să fac eu câteva cumpărături, dar până la urmă am terminat... La o oră la care a mai funcționat să merg până acasă, unde am stat jumătate de oră după care am fost după copii la grădiniță și nici n-am mai avut chef de magazine, sinceră să fiu. O să vedeți imediat, vă povestesc și ce am făcut acolo și ce mi-a zis doctorița. Într-un singur magazin am reușit să intru înainte de programare, că am ajuns puțin mai devreme, în depo, unde aveau 20% reducere la articolele de Crăciun, dar am fost cu minte și n-am luat absolut nimic. Am început ieri un vlog când am fost la dermatolog și nu l-am mai continuat. Am terminat mai devreme decât credeam la dermatolog și am zis să vin acasă, că îmi calculasem că am o jumătate de oră de stat acasă înainte să merg după copii la grădiniță, așa că nu m-am mai dus prin magazine și am venit acasă. Mă rog, am terminat mai repede, însemnând că aici e normal sau, mai bine zis, obișnuit să stai câte o oră în sala de așteptare. Și nici n-am mai avut niciun chef, sincer, după programare, să mă mai plimb prin magazin. O să merg într-o altă zi. De ce așa închis creionul ăsta brusc? De regulă încerc să nu prea intru în subiecte din astea medicale, că și eu am, cred că, niște tendințe ipohondrice. Și, nu știu, îmi place ca vlogurile astea să fie așa mai light. Dar mă și gândesc că dacă ajută pe cineva informația să o dau mai departe. Am avut în august o programare la dermatolog. Mi-am adus eu aminte că am folosit înainte de sarcini o cremă pentru acne care funcționa bine. N-am mai folosit-o cât timp am fost însărcinată și am alăptat și apoi ca să o refolosesc. Am avut nevoie de o nouă programare și am zis că dacă tot nu fac programare să-mi fac și un check-up din ăsta al semnelor de pe piele, că nu am făcut niciodată, sincer, până în vară. Bine, nu știu cât e de relevant, dar eu nici nu prea am semne. N-am avut niciodată și ce am erau semne mici, doar că mi-au apărut câteva semne noi în sarcină, probabil de la schimbările hormonale. Și am zis că dacă tot nu fac programare, să mă duc să se uite cineva și la semne. Sunt un pic răcită, dacă vă dați seama că îmi sună vocea diferit, din cauza asta că sunt un pic înfundată. Și am fost în august la programarea respectivă și m-a rugat să revin în câteva luni, că... Nu era sigur pe spate, văzuse ea un semn, dar nu era sigură dacă e semn, că aveam aparent și un coș sau ceva pe lângă și a zis mai bine să revin să vadă când o trecut. Plus că de fapt aveam nevoie de o programare separat pentru acnee și n-a avut destul timp să discutăm și despre asta. În fine, și am avut programarea asta acum în noiembrie pentru acnee de fapt, dar s-a uitat încă o dată și la semnul respectiv. Și s-o gândit, ea a zis că mai bine ar fi preventiv să îl scoatem, fiindcă este și pe spate, pe omoplat și eu nu îl văd, deci nu pot să îl supraveghez. Nu asta îmi trebuie, asta e pentru sprâncene. Și am o programare în ianuarie să îmi scoată semnul de pe spate. Și motivul pentru care v-am povestit, de fapt, treaba asta cu dermatologul este să vă motivez să mergeți la un control, chiar dacă poate ca și mine vă gândiți că aveți semne mici, că nu stați la soare, că folosiți cremă de protecție. Mai bine să se uite cineva și să știți sigur că mai sunt și locuri pe care, nu știu, nu le vedeți, nu le puteți ține sub observație. Și cam asta a fost programarea mea la dermatolog. Am venit să mă îmbrac, să mă machiez puțin și vrem să mergem, mă rog, trebuiau să meargă copiii cu Răzvan, dar i-au dus jos jucându-se și râzând, deci clar nu au pornit. Să mergem să luăm niște somon, că astăzi vreau să facem somon.
Mâine am vrut de fapt să facem, dar Milan a zis că vrea astăzi, așa că o să facem astăzi, o să luăm un somon proaspăt și astăzi mai vreau să merg până la un magazin de materiale, să iau niște materiale ca să cos niște Christmas stockings, șosete din alea ciorap în care pune moș Nicolae, cred, cadouri, vreau să le atârnăm încă, nici nu știu exact unde, dar de anul trecut am vrut să le fac și tot n-am avut timp și astăzi vreau să mă ocup de asta, astăzi sau mâine. Și acum îmi dau seama că nu m-am dat nici cu bronzer, nici cu blush. A trebuit să caut un tipar online pentru Christmas stockings. Dacă nu găsesc, va trebui să-l fac eu. Și vreau să și brodez numele noastre sau inițialele. Cred că numele totuși, că M și M și B și R cam seamănă. Ca să avem șosețele din alea de Crăciun personalizate anul ăsta. Și din câte am văzut sus, nu prea mai am materiale potrivite, așa că o să mă duc și o să-mi fac de cap la un magazin de materiale, ceea ce îmi place foarte mult, să cumpăr materiale. Cum stați cu cadourile de Crăciun? Ați început să le cumpărați? Ați terminat să le cumpărați? Le aveți pe toate? Eu mai am câteva de luat și încerc să mă organizez, nu pot să mă fac cu creionul și să vorbesc în același timp. Ar trebui să mai ajung o dată în centru, să dau o tură de centru pentru ultimele cadouri. După care ar trebui să avem ditate. Ce faceți? Mai vin să luați somon? Aseară am avut o apucătură și era cât pe ce să-mi cumpăr o carte. Am văzut cartea asta, Țineți-vă copiii aproape de Gabor Mate, pe care tot am vrut să o citesc și iară mi-a apărut în story la cineva și am zis gata, o comand. Am și găsit de unde să o comand, încă pe română chiar, deși nu țin neapărat să citesc cărțile pe română, mai ales dacă ele au fost scrise pe engleză sau pe germană, încerc să le citesc în limba originală, că nu mă deranjează. Și eram cât pe ce să plasez comanda când am avut așa un moment de limpezială mentală și am stat și m-am gândit, stai puțin, eu chiar o să am timp să deschid cartea și să stau să citesc, deși îmi doresc lucrul acesta și cu cât cresc copiii mai mari, mi se pare mai important să mă vadă și pe mine citind, pentru că eu dacă ascult un audiobook, ei nu-și dau seama ce fac eu cu căștile în urechi. Mi-ar plăcea să fiu un exemplu din punctul ăsta de vedere, dar realitatea este că dacă îmi cumpăr cartea fizică, deși mi-ar plăcea foarte mult să o am și în format fizic și să stau să o citesc, nu o să am timp să o citesc. Și până la urmă mi-am luat-o pe Audible. Am luat-o pe engleză, o să vă zic cum e când o termin. Sunt doar 14 ore și 4 minute și cred că o să-i dau drum acum dacă pleacă copiii la cumpărături până mă schimb, până mi-aranjez un pic părul și îmi schimb pantalonii, că sunt cu pantaloni de pijama. Pe aștept să ascult cartea până mi-aranjez un pic părul și îmi iau alți pantaloni și apoi când se întorc copiii, mergem să caut materialele pentru proiectul meu și dacă reușesc astăzi să-l și cos, îs cea mai tare. Exchanging notes with his friends. Gossip about who likes whom, sorting out who is a buddy and who an enemy, disputes over books and what movements to let. This same scenario of conflict is acted out in the home several times a week. Parents feel helpless and powerless. Their generations have often in the past materialele. Eu sunt aici, Milene, și să mă aflec. Am luat un material din ăsta așa plușat. Ăsta o să fie pentru interiorul șosetei, ciorapului, șosetei. Și am mai luat, vi le arăt acasă mai bine, un material verde și unul bej. N-au avut roșu, din păcate mi-ar fi plăcut un vișiniu să le combin așa. Dar n-am găsit, dar am luat bejul ăsta și îmi place așa că nu sunt foarte stridente. Vreau și să brodez numele. Sper să se brodeze fain numele pe materialul ăsta pentru că are un pic de textură și nu știu cum o să iasă, dar n-am vrut să iau nicio culoare simplă, nici ceva foarte încărcat și ăsta a fost așa o chestie de mijloc, un compromis. Și abia aștept să le văd gata făcută. Mi-au mai venit și niște idei de când am văzut materialele în magazin. Și blănița asta care e super moale, numai că zboară puful peste tot.
Mă duc acasă să fac o supă cremă de usturoi. Este o rețetă de la Thermomix foarte bună. Răzvan a intrat cu copiii să cumpere ceva rapid de la Reve, apoi mergem acasă și sper să mai am energie să și cos astăzi, pentru că mă simt super obosită, deci de la răceala asta îmi ține energia dimineața 3 ore și apoi îmi vine să mă culc de amiază și cu puțin noroc poate fac asta astăzi. Mă gândesc uneori ce o să mă fac la 2, 3, 4 grade, dacă la 8 grade mi se pare 7 grade totuși. Mi se pare foarte frig. Și mi se pare foarte frig. O să dau vina pe faptul că sunt răcită și de aia mi se pare așa frig, dar adevărul este, și eu știu cel mai bine, că nu e doar de la răceală și că în fiecare toamnă târzie îmi vine ideea asta, ce-ar fi să mă mut într-o țară în care e mai cald? Cred că m-aș potrivi mult mai bine la căldură. Am primit flori de la Mila. Le-a ales? Da. Tu le-ai ales? Ia. Mulțumesc, sunt foarte frumoase. Ce drăguț. O venit așa cu ele la spate. Are ceva pentru mine. Super drăguț. Până sus și vreau să mă apuc de cusut. Mă gândesc să filmez și tutorialul. Dacă reușesc, o să vă las un link. De fapt, nu cred că o să fie editat până postez vlogul ăsta. Dar pentru cine nu știe, mai am un canal de YouTube în limba engleză unde postez tutoriale de cusut. Nu prea am avut timp în ultimul timp să postez nimic, dar mă gândeam că dacă tot cos șosetele astea, nici nu știu cum se numesc în română. Dacă au o denumire, vă rog să-mi ziceți. Că tot Christmas stocking, să zic. Oh, am pică și luminile. Mă gândesc că aș putea filma tot procesul și să postez și dincolo tutorialul în cazul în care vă interesează să faceți și voi astfel de ciorapi. Să știți că urmează să apară dincolo și tutorialul. Hai să ne apucăm de treabă! Aici masa și mașinile de cusut s-au acoperite din fericire. Sper că nu s-a depus prea mult praf pe ele. De fiecare dată când vin, mă gândesc dacă oare mai știu să le folosesc. Asta trebuie să cos eu și la asta, asta coase singură practic, e mașină de brodat. Dar de fiecare dată mă gândesc dacă oare mai funcționează când o bag în priză, pentru că fac așa pauze lungi, și dacă mai știu să lucrez la ea, să o fac să funcționeze. Thank you.
să fac un test prima oară pe materialul ăsta, fiindcă e așa raiat. Nu știu cât de bine o să se vadă numele brodat, așa că vreau să încerc prima oară pe o bucățică de material, deși asta cred că e prea mică. După care o să mă hotărăsc la culoare. Și o să brodez direct materialul cu cizmele. Cizme, așa se numesc. Poate încerc un bej și pe bej facem verde ca să se potrivească una cu cealaltă, deși nu cred că am exact verdele ăla. Încercăm. Am puține emoții, sper să iasă, pentru că nu am foarte multe locuri în care pot să exersez pe materialul ăsta, fiindcă am nevoie de majoritatea materialului, așa că am luat un colțișor. Și o să pun acum ața asta bej și încercăm să brodăm numele lui Răzvan, să vedem cum iese și cum arată pe material culoarea asta. După care pot să-i dau drumul și să brodez și prima cizmuliță. N-am mai făcut asta de mult. Bun, să băgăm ața în ac și care era butonul? Să-i dăm drumul. S-ar putea să fie totuși prea pufos materialul și să trebuiască să fac literele mai groase. Pentru că nu știu cât se vede, dar nu se văd, practic, nu se văd suficient de bine. Ar trebui să fie mai groase, dar mai las un pic. Da, e prea mic și prea îngust. Mai încerc o dată. Gata și cizmulițele. Nu știu cât de bine se vede la lumina asta, mi se pare că deloc nu se văd culorile. Așa arată. Astea bej, au ieșit un pic mai mari, din cauza că am decupat primul și după aia am folosit bucata de material decupată prima dată să le decupesc și pe celelalte. Pentru că e mai simplu așa și automat au ieșit un pic mai mari, dar încap mai multe cadouri în cizmulițele fetelor, ce să zic. Îmi plac foarte mult, abia aștept să văd ce zic copiii. Mă bucur că am reușit să le termin astăzi pentru că am avut câteva tentative să las totul baltă și să continui într-o altă zi, dar știam că nu o să mai ajung într-o altă zi să le termin și sunt foarte mândră că am reușit să le termin. Cam atâta pentru astăzi. Trebuie să mă duc să iau copiii cu mașina, că au vrut să meargă în oraș cu Răzvan cu metrou, mai mult ca să meargă cu tramvaiul și autobuzul și cred că mă duc să iau că văd că începe o ploaie. Astea mai trebuie aranjate un pic, dar asta o să fac într-o altă zi. Și oricum o să le vedeți în toată frumusețea lor în Vlogmas. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem curând cu un nou vlog. Pa!